Primăria Municipiului Suceava a demarat, începând de luni, controlele la toate unitățile de alimentație publică, în mod special cele cu profil de restaurant, bar, discotecă, acolo unde sunt organizate evenimente, unde participă multe persoane, mai ales la sfârșit de săptămână. Vom verifica și reautorizarea, ca să spună, vom reverifica autorizația pe care le-am dat, pentru că ele au îndeplinit condițiile atunci când au fost emise, dar să vedem dacă între timp nu s-au produs modificări. Sunt vizate în special obiectivele de alimentație publică, care au aglomerări mai mari de 50 de persoane. Este vorba despre un număr de 22 astfel de unități pe raza municipiului Suceava. 22 avem cei care intră în, mă rog, informarea cerută la prefectură, să le dăm spații de alimentație publică, de creier, în care se creează aglomerații mai mari de 50 persoane. Deci noi, controlul nostru, sperăm vreo 10 zile să-l terminăm. Sigur că vine ISU cu noi, modificări, o să vedem. Angajații primăriei Suceava vor face echipe mixte și cu reprezentanții ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care în baza hotărârii de guvern emise în ședința de marți pot lua măsuri până la oprirea funcționării obiectivelor la care se semnalează deficiențe majore în respectarea legislației de prevenire și stingerea incendiilor până la remedierea deficiențelor și obținerea autorizației. Conform hotărârii de guvern, în cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 de metri pătrați, având destinația de comerț, cultură și turism, autorizate sau neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu, dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării se face în oricare din următoarele situații: depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu, depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivel 5 de stabilitate la incendiu sau grad de rezistență la foc, neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință sau desființarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință, reducerea prin elemente de construcție cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii sau lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului, neechiparea sau desființarea instalațiilor și sistemelor de stingere a incendiilor, ori de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, precum și a celor de iluminat de securitate pentru evacuare, măsura de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor sau spațiilor amenajate, se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru situația depășirii cu 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația, măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor sau spațiilor amenajate se dispune pentru 60 de zile calendaristice, începând cu data comunicării procesului verbal de constatare și sancționarea contravențiilor, se mai arată în hotărârea de guvern.